bună ziua! Stai două secunde. Sunt la una dintre casele în care efectiv explozia a mai lăsat casa în picioare, numai că este casă din paiantă. Și asta la fel? Din paiantă. Și doar ați dat un pic de ciment deasupra. Și o să auziți de la proprietar, după ce o să vedeți nenorocirea care a rămas, ce despăgubire a oferit firma. Ia deschidem nearizea. Hai. Am venit cu arhitectul SOS România. Poți să te filmezi, Adrian? Da, sigur, nicio problemă. Da, tu ai venit, ai făcut poze, nu? Da, am venit să constat, să văd la prima vedere ce putem evalua, dar orice evaluare corectă se face pe bază unui proiect și unui deviz. Corect. Acum am venit să evaluăm cât de cât cu așa. Amploarea pagubelor. Cât costă o expertiză de genul ăsta, în general? Stai puțin, vă rog frumos, distribuiți, suntem și așa suntem ăștia pe Facebook restricționați, deci este extrem de important ce o să vă audă urechile, n-ați auzit în viața voastră, dar este exact ceea ce v-am anunțat eu în toate live-urile mele că se va întâmpla, da? Zi, Adrian, da, Adrian Constantinescu, arhitect. Depinde de amploarea expertizei, poate să fie câțiva euro pe metru pătrat. Acum nu pot să spun o cifră exactă, pentru că mai mult la prețuri și aici ca și la material de construcții. Deci tu la o casă de câteva 100 de metri pătrați, costă câteva 100 de euro numai expertiza. Și firma a venit cu vreun expert? Nu, n-a venit cu nimeni. Hai să le arătăm, domnul Rizea, ce e în casa dumneavoastră, da? Bun, haideți și vă rog frumos să înregistrați, preluați și să vedeți după aceea cât i-a dat firma, da? Deci, casa este din paiantă, v-a spus și doamna avocat Marian Ștefan, pentru persoane care au casa, credeți-mă că mi-e și frică să intru, jur că mi-e frică. Deci gândiți-vă că aici stăteau oameni și copii. Și copii? Da, aveam nebăzică. A, da, uite, câți ani are? Are 8 luni. 8 luni, nu? Și a căzut aici când erau în casă? Nu, apucați-o să plecăm. Apucați-o să plecați. A, de la, după prima explozie. Da, după și la patra, mi se pare, a fost. La explozie s-a întâmplat. Da, deci fiți atenți aici, da? Ca să înțelegeți de ce este totul acoperit, de ce firma Flagas împreună cu primăria încearcă să-i aburească pe oamenii din Crevedia și din păcate au pus botul la 10.000 de euro de spăgubiri, că numai acele acoperișuri fac 20.000 de euro. Deci, oameni buni, fiți atenți ce e aici. Haide, iau ce aia a căzut pe acolo. Da. Ok, hai să vedem mai încolo. Stai un pic. Și aici? Aici nu prea... Da, da, asta e. Asta e, ce s-a întâmplat, da. Cum a... Ok, da? Bun, domnul Rizea, hai să mergem și dincolo, să le arătăm oamenilor ce ați pățit, da? Deci casa este din paiantă, evident că... Stați puțin, două secunde. Aici totul a fost spart și geamurile acestea au fost, dar omul, ca să nu fie curent, a trebuit să și le schimbe. Haideți! Și a mai pus niște spumă pentru că a fost distrusă de deflagrație, da? Și, bineînțeles, că au rămas goluri. Ia, fiți atenți aici. Da? Aici au măturat ei. Aici a căzut tot tavanul, da? Au apărut crăpăturile acestea. Eu nu știu cum stau oamenii ăștia aici, pentru că oricând pot cădea absolut tot. Și la baie au apărut, ia uitați-vă ce e aici în tavan, oricând cade peste ei, da? Așa, casa este din paiantă, ca să înțelegeți. Dânsul este domnul Rizea, familia cu doamna care e la pat. Bună ziua, doamna Rizea. Nu vă e frică să stați, doamna, aici? N-aveți unde să vă duceți. Aici stați. Hai să le arătăm oamenilor unde stați. Da? Presa ar fi trebuit să vină și să fie alături de acești oameni, să mențină acest subiect în discuție, ca și drogurile, ca și prostituția, ca și criminalitatea, nu contează. Da? Două secunde, Răzvane. Uitați-vă cum stau oamenii. Oricând le poate cădea în cap toată casa. Casa e din paiantă, oameni buni. Ia veniți încoa, domnul Rizea. Domnul Rizea, ia spuneți-mi aici, cât v-a oferit firma Flagas? Firma Flagas mi-a oferit 4.000 de euro. Casă ce?
ca să repar casa. 4.000 de euro, 150 de milioane vechi. Da. Da? Da. Și ziceți-mi ce mi-ați povestit și mie, discuția cu ei. I-am spus să stea liniștit că cu 4.000 de euro nu se poate face nici pământ, dacă o face cu pământ, nu, cum să zic, nici pământul nu mi-l aduce ca să pot să o repar în pământ. Dar îmi vine să mai cumpăr alte materiale să o repar ca lumea. Adică să o repar, că nu e vina mea, că eu oricum apucasem să repar la ea. Am în pod polistiren, zic, să o plachez cu polistiren. Și mai aveți sau a luat focă? Da, mai e? Este în pod încă. Așa. Și avem de gând și eu să încet, încet, că dacă soția e cum este la pat și cu da. Fata tot la fel bolnavă, nu am posibilitatea să bat mulți odată ca să fac. Merg încet, părând. Azi nițel, mâine nițel, cumpăr materiale. Și dânsul mi-a venit 4.000 de euro. I-am spus, băi, nene, fă-o dumneata. A zice, da, eu ți-o fac, dar ce suprafață ai? Și-a făcut eu niște socotere acolo, ce da, m-ar costa 24.000 de euro. Și am zis, băi, dacă pe dumneata te costă 24.000 de euro, să o faci, oferă-mi mie mai mult și mi-o fac singur. Atunci, ce? Și zic, mi-o fac singur eu atunci. A, păi mai stăm de vorbă. Că dacă vii cu unul și cu altul la mine, se referea la dumneavoastră. Normal. A zis că mai văd casa făcută la puncte, puncte, primă. Deci vă amenință. Da. Am înțeles, da. A zis că nu mai văd nicio casă făcută. Aha, am înțeles. Acum, păi cu 4.000 de euro oricum nu vă face nimeni. Nu are cine, nici eu nu pot să mă apuc, că sunt meseriași, să mă apuc cu 4.000 de euro. Sunteți meseriași? Da. Constructor? Da, așa, ia ziceți, cam cât ar costa? Noastră credeți că se mai poate repara sau... Asta dacă o decojezi de tot, decojită de tot. Decojită? Da, pe ce structură pereții? E? Pe o structură de lemn. De lemn. Decojiți pereții, pusă plasă de Buzău și pe o parte și partea și atunci... Închideți-l. Atunci ar mai putea face ceva, adică te încuită din nou, te încuită din nou. Dar și cam cât v-ar costa așa? Păi așa am făcut o medie, m-ar duce cam la 40-50 de mii de euro. Doamne ferește! Și repac pe toate. Păi sunt scumpe, doamnă, sunt toate scumpe. Plasa de Buzău e peste 100 de lei. Plasa. Plasa aia rapid, că trebuie să-i pui și de aia. E 150 de lei un sul. Și un sul din ăla mi-ajunge pentru o cameră și un pic. Ca să pui și să faci. Rigipsul, structură de metalică, că trebuie să mergi pe structură metalică, nu poți să mergi pe structură de lemn la tavane. Rigipsul și toate alea sunt bani, holșurupuri, s-adună. Știți cât va da guvernul României de spăgubiri? Nu știu. 10.000 de lei. E bun și ai venit. 2.000 de euro. E bun și ai venit. E bun. Ca să vă refaceți casele. Da. Ducolo puțin, ducolo puțin, poate să adună ceva și în primăvară să mă apuc să o evac. Acum nu mai e timp. Acum, dacă ar fi măcar să refacem camera asta, cât de cât să o punem să nu vă cadă tavanul în cap, cam cât v-ar trebui în momentul ăsta? Având în vedere că poate lucrați dumneavoastră deci, și cu ceva prieteni. Cam în jur de 1.500-2.000 de euro. Da? Da. Ca să putem să vă ajutăm cu camera să nu vă cadă în cap. Da, asta cam așa ar duce. Eu vă spun că materiale mai ieftine, mai... Da, asta vă spun că noi avem adunați. Mai mult la pereți decât la tavane. Se... Măcar, nu știu, ceva da. Să faceți să nu vă cadă în cap. Da. Se am poate? Așa. Se poate. Și dincolo, ca să reparăm holul ăsta? Ăla nu, ăsta trebuie curățat și pereții. Curățat tot? Da. Curățat, păi trebuie tot după tavan de jos. Așa? Tot, până la grădele. Și ce ai pune acolo? Tot la pe regim, dar trebuie întâi pereții tinguiți. Ca să poți să prind structura de pentru... Deci numai pe structură de lemn de fier ai da. Mai putea, de metal? Da. Numai atât? Deci pe lemn, da. Nu cred că are rezistență. Da. În timp să las. Ce zice Adrian? Ce să spun, se pot face niște reparații urgente, dânsul văd că știe, într-adevăr, da. Ar trebui ancorate niște plase de Buzău pe toți pereții. Cam câte mii de euro crezi că am reușit aici, cât de cât? E pericol să-i cadă în cap? E greu să... Poate să cadă în cap bucăți de tencuială. Casa în sine, fiind doar regim parter, nu sunt foarte mari șanse să cadă, pur și simplu de la sine. Poate cel mult în urma unui cutremur mai mare s-ar putea
Și cu, să zicem așa, cu vreo 5.000 de euro am reușit cât de cât să o stabilizăm aici colo, să nu-i cadă în cap? Eu zic că da. Eu zic că între 5 și 10.000 de euro pe undeva pe aici ar Cum ți se pare că iau, da? Intuitiv, pentru că... Intuitiv, repet, da, mă rog, facem o estimare, da. Și da, trebuie dat totul jos până la... Deci are dreptate, domnul Rizea. Da, trebuie dat totul jos, că nu poți să faci o îmbunătățire pe un material care nu mai stă pe pereți sau pe tavane. Și atunci trebuie să dai totul jos. Chiar da, trebuie să dai totul jos. Până la carne, până la chipici, până la lemn. Puse plase peste tot sau măcar un rastel de lemn care să egalizeze, să există o planitate a pereților și apoi să se tencuiască. Deci cam asta ar fi. Deci lucrări de finisaje, tavane, alea pereți, costă cel mai mult, finisajele, te rup în două. Tâmplăriile iarăși trei schimbate pentru că dacă pereții s-au deformat, nici tâmplăriile nu mai... Păi se vede aici, ia dă-te un pic, Răzvane. Ia uite, aici se vede atunci, cum s-a deformat aici, uite aici. Da. Dacă nu se mai închide, ia dă un pic, Nearizea, ia dă un pic să se vadă. Nu se mai poate, nu? De la deflagrație, ia dă, încearcă aici. Da. Nu mai, lasă-mă în pace, că poate cade ăsta în cap, lasă-mă în pace. Nu, se vede, deci nu mai merge. Dumnezeule, acum înțelegeți de ce doamna avocat Mariana Ștefan în emisiune la Nașul TV a spus că este mai complicat pentru cei care sunt mai săraci, aveau casele din chirpici, pentru că la ei trebuie totul refăcut din temelii și va costa mult mai scump. Înțelegeți că pentru oamenii aceștia singura lor posibilitate de a locui este în astfel de case? Înțelegeți că pe acești oameni i-a distrus și chirpiciul se repară extrem de greu, da? Nearizea, din ce e făcut chirpiciu pentru cei care nu știu? Cu pământ și paie. Pământ și paie. Da. Și cu apă. Și cu apă, da. Da, atât. Așa se făceau pe vremuri. Așa se făceau. E, uite, cam așa este. Pământ, paie și cu apă, da? Și așa s-a făcut. Era cele mai călduroase în casă. Sunt cele mai călduroase, dar dacă îți vine un cutremur sau asta... Și era cea mai ieftină, da. Și se aduna tot satul, puneau toți mâna. Într-o lună era gata casa. Da, și se încălzea foarte bine. Dar la o explozie ca asta sunt primele care cad. Da, și înțeles. Am avut noroc că am avut acoperișul proaspăt făcut acum în vară. Ai mai făcut și acoperișul? Da, l-am avut făcut, nu acum. Până vara trecută, da. Repăcut acoperișul. Cât te-a costat să-ți refaci acoperișul? Numai acoperișul m-a costat 100 și vreo 20 de euro. Adică cam în jur de 3.000 de euro. Doamne fere! Atât de mult costă chestiile astea, Adrian? Pe scândura m-a costat... S-a distrus industria românească, cimeni s-au distrus combinatele siderurgice, sigur că toate materialele s-au încăput pe mâna multinaționalelor care au făcut ce au vrut cu prețurile. Pentru că de fapt s-au vrut să ajungă. Numai metru cub de scândură m-a costat 140 de lei. Deci 140 de lei. 14 milioane din aia vechi. Atât, am dat pe metru scump și mi-a intrat 6 metri cu scândură. Tăi de cap! Bineînțeles că te-ai împrumutat pentru banii ăștia. Da, m-am împrumutat, am mai și strâns, am mai dat înapoi. De unde naiba strângeți cu câți bani puțini aveți, că eu nu pot să vă înțeleg? Cum trăiți, frate? Cum trăiți? Ce pensie ai? Eu nu am nicio pensie. Cum n-ai pensie? N-am apucat să-mi fac pensia, urma să-mi fac și o pensie. Acum, dacă femeia era bolnavă, am zis că mă duc și încep să-mi fac. Și doamna ce pensie are? Are pensia de handicap. Are, cât are? Are 5 milioane sau 6 500 și ceva de lei, da. Are pensie de servici 1100. 1100 de lei, da, 11 milioane. Și are pensia asta de însoțitoare, cum ar fi pentru mine. Așa. O întrețin. Deci 18 milioane jumate, aproape 19. 1850, da. Deci maxim 30 de milioane. Și băiatul lucrează? El lucrează, dar el cu familia lui nu are treabă cu noi, nu ne dă. Mai repede vine și tatăl, mai dă și mie. Câți copii are? Are o singură fetiță. De 8 luni, da. Cei care au plecat înainte să le cadă, da, casa în cap. Înainte să cadă. Și unde stau acum? Acum ăștia de la socru, socrii lui, în sat. Toată închisniți, mai de capul lor, că n-avem altă șansă. Eu am stat la copil în Bujoreancă, la cât să stau acolo, că vorba aceea. Știu că mi-ați spus, da. Aici da. Trebuie să mai vii, să mai faci una, mai faci altă. Corect. Și cu doamna cine vă ajută? Nimeni decât eu. Nu are picior sau ce are? A fost operată de
cancer. Ai, de la cancer a dat în osteoporoză. Osteoporoza i-a făcut la bazin aici, așa, s-a făcut alte chestiuni. Și nu, de la brâu în jos, nu mai poate mișca picioarele. Și, de ce paralizat? Paralizat. Ce zice Adrian? Nu comenț la chestia asta, ce poți să mai spui? Acum, sigur, și să vină aia să-ți ofere 4.000 de euro? 4.000 de euro? Acum mă gândesc la casă, dar având în vedere ce spune dânsul, ce bani primește pe lună o familie, nu știu cum poți supraviețui și așa. Nu știu. Nu mai zic că să mai adune bani și pentru material. Da, nu știu. Deci înseamnă că voi mâncați când... Mâncăm normal, nu zic că nu mâncăm. Ce înseamnă normal la dumneavoastră, domnul Riza? Masa de prânz, masa de seară, mai luăm și micul dejun când avem posibilitatea sau când ne e foame. Dacă nu mai sărim peste câte o masă câteodată, că asta e situația. Banii îmi generează, duc mai mult pe medicamente. Mâncare, pe medicamente. Medicamente știu că mi-a zis atunci, da. Am mai lucrat și eu când am avut posibilitatea, am mai găsit la cineva, un vecin acela, hai să-mi zugrăvesc și mie. M-am dus de pe el, am zugrăvit, stăteam o oră, două acolo, mai veneam acasă. Iar mai mergeam o oră, două, iar mai veneam acasă. Viața e scumpă, e grea. E foarte, foarte grea. Acum, ce să faci? Bun, oameni buni, înțelegeți acum de ce încercăm să strângem bani? Este exact ceea ce v-am spus. Intrați pe sosro.ro. Mai mult, înscrieți-vă și voluntar pe campania și eu sunt voluntar, nu trebuie să fiți membru de partid. Noi în SOS România am decis că toți banii care se strâng pentru eveniment social Crevedia se vor duce către acești oameni, vom cumpăra materiale, ne trebuie facturi pentru că altfel ne rupe aie, pune, desfințează de nu ne vedem. Așa, exact. Și cu toți banii pe care avem, ușor, ușor începem să ajutăm pe toată lumea. Cum putem. Deci intrați pe sosro.ro, uitați-vă la conturi și vă rog frumos cine vrea să-i ajute, dar scrieți vă rog frumos neapărat eveniment social Crevedia, altfel nu pot să-i redirecționez acolo. Nu scrieți donație, nu scrieți eveniment sau contribuție eveniment social Crevedia. O să dau pe toate astea. Nu am cum altfel. Nici nu, asta bineînțeles că asociația mea am fost cu ea, mi-au pus numai bețe în roate la asociație și nu am ce să fac decât să merg pe chestia asta, iar eu încredere în alte asociații și fundații cu tot respectul nu am, pentru că nu știu ce vor face, când nu am controlul să văd, aici controlul îl avem noi, în bancă totul este supervizat de AEP. Așa că dacă vreți să-i ajutăm pe acești oameni să poată să-și refacă din temelii, ați văzut și voi de ce este inuman și să le dea doar 4.000 de euro. Pentru că asta fac. Vreau să vă spun că de ce fac chestia asta, am mai spus-o în câteva live-uri. Pe ei îi exonerează de răspundere, adică nu mai au o așa mare răspundere. Se consideră că au un comportament extraordinar ca societate și că îi ajută pe oameni. La ceilalți am înțeles. Ia vină, Răzvan. Da, vă rog. Da, bună. Ia zi, Răzvane, tu. Ești cel al cărui tată a decedat. A decedat în urmă cu... O să... Nici. Zile, da. Sau 6 zile. Da. Da. Întrucât, vedeți bine că nu s-a ocupat de nicio desfășurare. Eu am fost acolo. Dacă aveți timp, 2 minute. Mergem acum, da. Să fac curat. Da. Acum să fac curat. Eu ți-am zis să încep să faci curat, da. Da. Te-a ajutat cineva să faci curat? Concubina mea. Atât? Atât eu cu ea. Primăria a venit? Nu, n-a venit nimeni. Nu a venit nimeni. Și firma Flagra ți-a dat vreo notificare? Niciun caz. Nu m-a sunat nimeni, nu m-a avizat nimeni. Nu am primit niciun răspuns, nicio întrebare. Doar astăzi mi s-a pus o întrebare, am venit să văd ce se mai întâmplă pe acasă și erau doi domni, nu știam cine sunt, era cu vecinul meu și l-am salutat să trăiți, vecine, și atunci domnii de lângă mine, domnul vecin, a spus, zice, da, el este moștenitorul de drept după, de drept, unul dintre moștenitorii. Celui dacă decedat, tatăl vostru murind, trebuie să face succesiunea, da. Da, și atunci domnii de acolo au început să-mi deschidă subiectul și am întrebat, dar scuzați-mă, cu cine stau de vorbă, că nu știu, pentru că erau îmbrăgați elegant și mi-au spus, noi suntem de la firma Flaggaz, sau cum se numește firma de GPL. Întrucât, ce să spun, mi-au spus că trebuie să facem
succesiune, că trebuie să facem unele chestii înainte pentru a putea da drumul la construcție. De construcții fără autorizații de construcție, v-au zis că există? Nu, nu mi-a spus nimeni. Normal. Parte. Am înțeles. Ce era interesant la tine? Cât teren ai în spate? În spate, dacă vorbim, sunt undeva la 5.000 și vreo 300-5.400 de metri pătrați. Și pe ei curte... interesa să faci succesiunea cât mai repede. Ți-au zis că poți să ai doar un certificat de calitate de moștenitor? Nu, nu mi-a deschis subiectul ăsta în niciun caz. Doar să faci succesiunea și pe urmă discutăm. Hai să semnăm. Ce să facem? Ce să semnăm? Să semnăm anumite documente pentru succesiune, pentru începerea construcției. Ei să se ocupe de succesiune? Să mergem să le facem noi în prezent, dar în prezent noi nu putem, pentru că unul este în Italia, întrucât de la o construcție s-a ajuns departe în succesiune, ceea ce nu știu dacă își dă seama, întrucât unul este închis, întrucât eu sunt în Anglia și nu știu cât o să stau pentru că trebuie să mă întorc la serviciu, întrucât o să rămână totul vraiște, cum o să vedeți în momentul de față, mult timp de acum încolo, dacă autoritățile nu se implică, ridica construcția și după aceea de a ajunge la succesiune și drepturile noastre de moștenitori să le facem între noi, frații. Dacă ne cere pentru succesiune, vă dați seama că e o sumă extrem de mare numai pentru deschiderea, nu știu cum se numește, acea chitanță pe care trebuie să o plătim, întrucât eu cred că va fi în bani vechi 100 de milioane, cât vine, nu știu cât vine, 10.000 de lei, întrucât de unde să-i luăm, doamna avocat? De unde să plătim? De unde să mergem? Chiar de ar fi fost în momentul de față, din ce să plătim să facem succesiunea noi între frați? Pe noi ne interesează să fie casa aceea în picioare. Da. Hai să vedem și acolo. Să facă domnul... Stăm pe străzi. Cât o să stăm pe străzi? Cât o să stai la lumea? Dar tu unde stai? Opere? Eu stau la una dintre verișoarele mele. Hai, Adrian, să vedem și acolo. Haideți, domnul Rizea, și noastră, dacă vreți. Hai. Poate să vină și domnul Rizea, da? Bun. Într-o proprietate nu poți să intri decât cu acordul proprietarilor. Atenție, da? Vă rog frumos să respectați chestiunea asta. Ocazia aceasta veți afla și multe din multă din legislație. Da? Uitați-vă aici. Bun. Unde stai? E mai departe, nu? La treia, aproximativ a treia. Ai reușit? Ai făcut pozele? Da, am făcut. Ok, și trebuie să vină și... Doamne ajută, Doamne ajută! Bună ziua! Da, pentru că, doamna avocat, eu nu am nicio putere în cazul în care dânsii doresc să aibă de la noi succesiunea, să facem în primul rând succesiunea și alte documente pe care eu nu le cunosc în fapt. Nu am avut de face cu așa ceva. Pentru noi e ceva... Păi stai puțin, ei nu ți-au făcut o notificare să vii cu avocatul tău, să poți să... Nu le-ai spus că ai avocat? Ei bine, am spus bine, niciodată nu mi-a spus vreunul unde ți-ai avocatul, ai avocatul, că trebuie să te susțină în acest incident. Pentru că nimeni nu mi-a spus treaba asta, mi-a spus... În afară de mine. Haideți să facem. Păi haideți să facem, dar cu ce să fac? Să vin să mă prezint înaintea dumneavoastră, care habar nu am de lege și habar nu am de ceea ce pot risca. Ești un om extrem de ușor. Mama, aici ce e aici, fraților? Aici altă dezastru. Da. Și ați vecinii tăi, nu? Vecinii, da. Eu, au rămas fără nimic. Tot neam cu noi. Tot neam cu tine. Tot din neamul lui Barbu, Sorin. Aha. De-a murit Dumnezeu să vedinească. Sorin. Da. Bunicii lui cu bunicii de aici erau frați. Da, Sorin. Trebuie vorbi cu el. Auzi, Adrian, aici să vorbesc cu Sorin, să vii să vezi dacă nu cumva această casă nu i-a afectat. Aia bătrânească, da. Dar asta mai nouă, știu că am vorbit cu el, dacă nu e afectată, să-l putem ajuta măcar cu geamurile, din ce am strâns până acum. Că și geamurile costă 1000 de euro. Vreau să vă spun că iar începe mirosul ăla nenorocit. Da, ieri cât am stat, vineri, joi, cât am stat și am lucrat... Sâmbătă, am stat să curăț aici și ai murit, un usturac, efectiv. Vetul, cât am stat toată ziua de la mirosul ăsta de asură, de tăciune, de tot ce e toxic. Deci mă usturac vetul într-un caz, dar nu vă dați seama. Uitați-vă să vedeți cât am putut să car și să tai. Stai un pic, terenul ăsta e tot al tău? Tot partea asta? Da, de aici până în spate este terenul nostru. A, te învecinezi cu Sorin. Da. Am înțeles. Acum ca să mai facem și o glumă, avem și nuși coapte. Da, le-au răscurt total.
Deci vă dau seama la temperatura pe care a putut să sufle foarte... Nu mai spunem de oameni. Copaci, uitați, nu e, ia uite. Cred că sunt coapte ca în cuptor. Ia vezi, Adrian. Ia. Sunt bune, mă. Deci sunt bune, pe cuvântul meu, Donar. Ia, de-te sparte-o tu în două. Ia să vedem. Ia, sau mai iau o parte. Ia și tu. Ia că-i de la tine. Sunt coapte, dar sunt coapte. Dă-i și lui domnul Riza. Ia, fii aia. Sunt răscoate, s-au uscat de tot. Sau... Zici că-s băgate în cuptor. Mm-hmm. Da. Ce? Auzi, nucile sunt coapte ca la cuptor, să știi. Lasă-mă ce temperatura a fost aici. Da, deci am venit și ce am putut să fac cu iubita mea mică să floare. Hai, putem să intrăm? Da, vă rog frumos. Adrian, fă-și tu niște poze, dar nu știu ce să faci, că aici aveți trebuie... Pentru că mai sunt cuie de la... Da, 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 păi nu, că am venit cu Adidas, nu e problemă. Deci îmi dați voie să fac. Da, da. Da, vă rog. Și vreau să vă spun că fetița mea, Thais, doarme în mașină în acest moment. E un pic mai încolo lăsată. Am luat-o de la școală și a adormit, că e foarte obosită. Deci, ai reușit ce ți-am zis eu, nu? Să încep să faci un pic de... Da, am reușit să... Hai încoace. Hai să vedeți ce a rămas de aici. Auzi, mă, Silviu, copacii ăștia și voi mai reveni vreodată? Aici ce ai avut, Răzvan? Aici a fost dormitor. Dormitor și o baie. Aici era o bucătărie construită din lemn. Acoperită. Unde? Aici? Aici? Toată porțiunea asta. A, și nu mai e. Gata, toată pa. Asta nu mai e. Aici era pentru că aveam... Se mai vede. Ce n-ai baie ăla? Avem de apă. A, scurgere. Un bazin băgat pentru o scurgere. Un bazin fosă, fosă, da. Pentru apă. Ce ați reușit și voi cu munca voastră în străinătate? Pentru noi a însemnat aur fiecare bucățică în parte. Corect. Să punem. Căsuța asta a fost construită de mine, de mânuțele mele. Nu pot să cred. Și tu ești constructor? De funda, de mânuțele mele. Și ai fundație? Până la acoperiș. Are fundație turnată, da. Fundația o mai fi bună, Adrian, eventual să ne legăm de ea? Cât de adâncă e fundația? La ce adâncime? Nimică, nu e mare, să zic cel puțin. Așa. Am înțeles, și de beton? Hai să spunem atât. Vreo 70 de centimetri, 50? Păi și ce, 50 nu e bună? Undeva până în mod normal, pentru regimul nostru climatic nu e bună. Nu? După lege nu e bună. Păi... Pentru că limita de îngheță e la 90 de centimetri. Și în momentul în care apa îngheață se dezgheață în pământ, pământul lucrează și atunci trebuie să ajungi normal cu talpa fundației la un metru sau 90 de centimetri măcar. Am înțeles. Da, da. În fine, astea sunt chestiuni de detaliu, de consolidare. Și aici ce aveai? O singură cameră? Ce era aici? Deci aici era o singură cameră, era pe curs făcut aici, era o mică baie, aici. Și aici cine stătea? Aici stătea Mihaela. Băi, a rămas, eu ce vă spun, sobele au rămas în picioare, mă. Aici stătea Mihaela și fetele. Într-o cameră? Da, aveau două paturi, unul aici și unul în partea cealaltă. Întrucât acolo avea soba, pe timp de iarnă acolo pregăteau, pentru că e sobă gen cizmă cu plită deasupra. Tu ca și constructor, ce crezi că mai poate fi recuperat din asta ca să poți să o refaci? Da. Fierul. Dacă mai rămâne ceva din coad, nu știu, dar ala, la fel, ar trebui să iau fiecare bucată de ciment cu barosul și să-l sparg tot ce s-a dat. Și nici ăla poate nu o să nu fie, pentru că îl deformăm și pierdem și o să fie extrem de greu să-l readuci la... valoare, nu-i, tu în Anglia lucrezi tot în construcții? Nu, nu mai lucrez în construcții pentru că m-am operat de hernie la vârsta de 20 de ani, după aceea am terminat. Adrian, tu ce zici? Ați avut incendiu aici? A ars casa, deci a fost... Aici ars total. Ars total. Acolo o magazie, da. Aici a fost o bucătărie până la colțul casei aici, pe care a ars-o și pe asta. Întreb pentru că... O structură de beton armat, pentru că înțeleg că aici a spus tot niște sâmburi, niște grinzișoare de beton armat. Își pierd fierul din interior, își pierde calitățile și elementele de beton armat, își pierd calitățile dacă sunt încinse de incendiu. Deci ar trebui demolat tot. Ce să spun, poate ceva din structură să poată fi recuperat, având în vedere că e o căsuță foarte mică, adică
Dacă nu are etaje, ce fel de cutremur ar putea să o dărâme? Da, nu e o construcție cu regim mare de înălțime. Dar sigur că ar trebui totul dărâmat, lăsată structura ca un schelet, da, gol, și apoi aici, să aici a fost buteria. Se reumple cu o masă de zidărie, aici, fie de BCA, fie cărămidă. Da, dar mare lucru de aici nu se poate recupera. Nu se poate. Nu, adică e mai mare dar roa ca o cauă. Deci trebuie ras totul, buldozer. Aici, aici nu mai vorbesc, la casa asta de aici nu mai poate fi vorbit. Asta tot acum a ars? Da. Da. Asta tot din paiantă e, din ce văd eu acolo, partea asta aia. Asta toată a fost paiantă cu cărămidă. Și asta? Camerele, da. Și asta la fel făcută de frate. Asta e făcută de... Aici e o altă etapă de construcție, după cum se vede, o adăugire, probabil. Da. Tot de paiantă a fost casat și... Cum se vede la jumătate cărămidă... Băi, dar a rămas... Au rămas sobele în picioare, măi, este uimitor. Deci eu sunt siderată. Și aici a fost o bucătărie. Stai un pic. Uite, și soba aia a rămas. Da, au rezistat la temperaturi înalte, de aia sobe. Că altfel... Acolo era baie, nu? Acolo era... Are gazul, pentru că a fost butelie. Eu am spus să se vede că a bubuit acolo și aia... A bubuit butelia? Da. Hai da. De ca... Buteliile au luat foc ele, nu? Da, da. A fost mobil, a fost totul nou, că sora mea le-a cumpărat, le-a adus din... În Italia. Din Italia sau de unde le-a cumpărat. Ea avea tot mobilat aici, era zugrăbit. A, era casa ei. Deja, peretele s-au dus de tot în spate, l-a deformat total, la... Oh, nu mai ai ce să-i mai faci, astea trebuie demolate, n-ai ce să-i faci la asta. Și chirpici nu se poate consolida. Nu se poate, nu? E exact ca la domnul Riza. Acolo mai țin pereții, structura de lemn interioară nu este arsă, cum e carbonizată aici, că se vede că e structura carbonizată, de nici măcar pe lemnul ăla nu trebuie mai poți baza. Adrian, cât costă să refaci tot ce are el aici? De refăcut? Părerea mea că nu se poate reface. Câte zeci de mii de euro? Ce suprafață construită asta, vă știți? Da, suprafață construită, nu știu să vă spun, dar vă spun cu aproximație curtea pe 1313 metri. Nu, 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 cât au astea? Asta cât are? Asta are vreo 20 de metri pătrați? Ha? Nu știu să vă spun. Asta are. Vreo 20 de metri pătrați are? 10 pe 5. Știu că are 8 metri lungime fundația, lungime, și știu că avea 4 metri 80 în lățime, din cât îmi amintesc. 80 de metri? Așa, cât, cât ar costa să o faci cu cele mai ieftine materiale, așa, estimativ? Eu m-am interesat. Te încadrează în 10.000 de lei care îi dă guvernul României? Nu, eu mi-am sunat și prietenii arhitecți care sunt activi în domeniul construcției și mi-au spus că fără 1.200 de euro pe metru pătrat nu te atingi, să faci o casă. 80.000 de euro să dăm aici? Să faci o casă complet, așa mi-au spus. Eu nu vreau acum să... Fai de capul meu! Se poate face cu 20.000 de euro sau cu 10.000, exclus. Dar casele alea modulare? Cât de cât să aibă? Alea sunt altceva. Alea sunt case noi, fără fundații, da. Sunt mult mai ieftine. Și nu-ți trebuie nici autorizație de adică construcție. Adică poți doar să ai un dormitor, o canapea, un dulap, o chicinetă și o baie, dar se poate locui totuși confortabil în ele, dacă nu ești o familie numeroasă, dacă ești cu unul, două noi, persoane, poți să locuiești. Să punem pe toți cei care aparțin în numele Mirea, suntem șase. Șase care stați aici? Da, doi băieți și o fată din ambii părinți, așa cum Mirea Marian care poartă numele, apoi încă două fete care au venit. Sunt pe numele lui sau nu? Nu sunt. Păi nu merg, deci numai voi trei. Da, deci că vreți voi să le lăsați să stea aici, e partea a doua. Dar și eu vorbesc aici numai legal. Fetele sunt mici și trebuie să stea și undeva. Normal, dar eu vorbesc de ce mă interesează pe mine să însemneze. Da? Deci sunt doi frați și o soră. Ei sunt cei care vor lua atitudine, vor lua legătura. Minore, ia vezi ce e cu domnul respectiv. Vreți să vorbiți cu noi? A. Da. Nu, deci nu este sora mea, Irina, ea deține 75% din pătrat. Ai aici? Bună ziua, doamnă! Vă asculta. Stați un pic să-l dau. Ne lăsați să vă filmăm, că dacă nu ne lăsați, nu vă filmez. Sigur, sigur că da. Bună ziua, doamnă avocat. Bună ziua. Deci noi suntem aici, e prăpăd. Am înțeles că firma Flagas domnului Rizea, unde are o casă de paiantă, i-au dat 4.000 de euro, adică 150 de milioane, e o bătaie de joc.
Iar voi aici, vorbeam, am venit cu arhitectul, a făcut niște poze, dar aici nu mai putem. Ce să recuperăm? Eventual, pentru că știe Răzvan ce și cum să mai recupereze, eu știu, niște BCA, niște cărămizi, niște... Astea se mai pot recupera. Dar în rest, mă rog, astea, sobele pot fi recuperate, dar în rest aici trebuie demolat absolut tot. O să vorbim noi de acte, dacă, pentru că aici trebuie făcute niște acte. Și să știți că dacă și Răzvan pleacă, o să trească să lăsați o împuternicire cuiva să se ocupe. Îmi pare rău că vă iau așa, dar eu mi-am asumat campania asta și eu nu pot să las lucrurile așa. Sunt niște bani pe care eu îi am acum și încerc să văd cum pot ajuta oamenii cât mai, mă rog, pe care pot să-l ajung mai repede, în primul rând, iar aici la dumneavoastră, aici ne trebuie o campanie în care să strângem vreo, cred că 100.000 de euro ca să pot să, nu? Da, Adrian? Sigur, 100%, nu ai cum mai puțin. Pentru că trebuie refăcute la nivel de fundație tot. Fundație, pere, structură, acoperiș, finisaje, n-ai cum să scap. Bine, pot să o scap și mai ușor dacă și-o fac ei în regie proprie așa, dar... Da, te mănâncă materialele, adică de asta zic. Pentru că așa e, Răzvane? Exact. Cam așa ajungi? Este foarte greu și extrem de scumpă mâna de lucru dacă este să o punem în evidență. Este poate mult mai scumpă decât o construcție dusă la roșu, ceea ce urmează să fie după... Pe bune? Da. Atât de mult? Este foarte scumpă mâna de lucru. Însemnând de la tencuială, însemnând de la instalație electrică, însemnând de la gleturi, însemnând de la lavabilă zugrăveală, însemnând de la mobilă, însemnând de la aparatură, este extrem de scumpă să duci la final o casă. Auzi ce spune lumea, ar fi culmea să le ceară primarul autorizație. Ba da, a și vorbit cu Răzvan și i-a spus că îi trebuie său că să facă succesiunea ca să-i dea autorizație, că altfel nu-și construiește casa. Este Răzvane? Este adevărat, doamna avocat, dar după cum am spus și mă repet, de unde facem noi Răzvan ca să facem o succesiune când eu m-am împrumutat ca să vin să fiu lângă ei? Nu, se poate face, te învăț eu cum se face, că să ieșiți pe calitate de moștenitor și pe urmă să faceți o... Știu eu ce se face, e ok, vă ajut. Eu vă ajut, stai liniștit că nu e... Știu eu cum se face. Problema este că aici îți trebuie mai întâi autorizație de demolare. Teoretic așa ar trebui, numai că aici am putea considera că deja este pe calamitate, casa. Da. Adică ce depinde mai, ce, dar ce dacă ei vor să-ți facă rău... Culmea este că pentru autorizația de demolare, în mod normal, trebuie să prezinți un releveu al casei pe care vrei să o demolezi, cuprinzând planuri, fațade și secțiuni, iar aici e releveul unei structuri care abia mai stă în picioare, că nici măcar mai poți să faci un releveu. La ce să faci? Poate cel mult câteva poze și să... Demolat. Casa e practic demolată. Da, e demolat. În autorizația aceasta de demolare intră însă niște avize de la cei cu gunoiul ca să poată să fie firma autorizată, să poată să încarce moluzul să-l ia. Cam asta. Stai că întreabă lumea, pe ce se face succesiunea? Succesiunea, dragilor, chiar dacă ți-a distrus casa, e pe bunuri. Bunul este terenul. Terenul aparține tatălui. Mai avea vreo soție, ceva? Mai era? Tata mai a avut, de fapt, mai are unul dintre frați. Mai avea. Tot stăpân aici? Este în viață, fratele. Și sunt amândoi pe terenul ăsta, nu, proprietari? Nu. Nu, deci mă interesează. Nu au nicio nevoie, nicio... Păi da, dar înseamnă că sunt. Au renunțat. Deci a rămas tata singur? A rămas doar tata Vezi singur? Vezi că îi pui așa. A rămas doar tata singur? Ține așa. Bun, atunci o să vă iau numărul de telefon și vorbim ca să pot să vă învăț cum să faceți mai repede chestia asta. Problema e că aici trebuie... Cine face curățenie? Câte costă să poți să cureți tot ce e aici, Adrian? Că aici trebuie să-ți vină mașini să curețe. Aici numai curățenia costă niște mii de euro. Curățenia? Păi da, dacă vrei să aduci un container să-ți ia gunoiul de la poartă, nu știu, ultima dată când am plătit-o a fost vreo 300 de euro. Unu, Eduard Iliescu, vine excavatorul și face curat, să mor tu. Și cât cine plătește? Plătești tu miile de euro pentru excavatorul ăla? Tu crezi că îți vine cineva pe gratis? Dacă mai implică și utilaje și nu se ia la mână totul, acolo te costă și închirierea utilajelor și... Deci mii de euro?
Nu, Răzvan? Omului, că un om nu vine de ui frumos. Sunt mii de euro, sunt mii de euro implicate. Nu e... Și omul trebuie plătit și el are familie. Sigur, și el are copii ca fiecare. Dar nu o să vină la mine că eu sunt Răzvan și mi-a murit tata. O să spune, domnule, fiecare în parte avem nevoie de un ban să supraviețuim, fiecare avem familia noastră. Da, eu o să fac apel, atenție, am o rugăminte. Dacă aveți prieteni cu firme de construcții, fac un apel pentru că eu n-am de unde, deci din ce bani sau, deci trebuie să mă duc mâine la bancă, dar sunt câteva mii de euro adunate. Nu vă închipuiți că o să arunce cineva cu sutele de mii de euro. Avem nevoie de firme de construcții care să se implice, de dezvoltatori care să facă un bine acestor oameni și să vină să se implice să le ridice aceste case, pentru că flagasul le aruncă 10.000 de euro în mână și pleacă. Ori jumătate din suma aia e numai ca să faci curățenie aici, oameni buni. Deci dacă vă... Exact ce v-am spus și eu, flagasul niciodată nu va despăgubirea la adevărata valoare. Păi ca să despăgubească la adevărata valoare, trebuia să vin aici cum am venit și eu, cu un arhitect, cu un inginer de structură, cu poze, cu un expert, să facă expertiză, să facă un deviz. Ei îi cheamă la primărie, hai semnează niște acte și la revedere. Frații, sunt niște legi care trebuie respectate. Nu merge așa, ei dau doar niște despăgubiri. Despăgubiri de 10.000 de euro. Păi cu 10.000 de euro ce faci? Uitați-vă și voi, da? Deci vă rog frumos și inclusiv românii din străinătate, cei care v-ați făcut, că uite, văd aici, o să mă interesez în Spania, în Madrid. Criminalii plătesc după ce o să le spună instanța, de-aia vă spun, și mai mult decât atât, ei când plătesc cât vor ei. Ori ei nu o să vă plătească sute de mii de euro pentru o casă distrusă. Atenție! Mai mult, gândiți-vă că trebuie să treacă anchetă peste anchetă, să te judeci, iar până atunci firma nu mai produce, că în acest moment are totul sechestrat și bunuri și tot. Activitatea este suspendată, evident că afacerile se fac pe numele altor firme, firme care nu sunt implicate aici, drept pentru care ei răspund în limita capitalului social. Capitalul social este 20.000 de lei, m-am uitat eu, adică 200 de milioane vechi, nu? 20.000, da, 200 de milioane vechi. Deci asta e răspunderea lor din punct de vedere al banilor. Că intră la pârnaie, de-aia v-am spus, pe mie mi se rupe că intră unul la pârnaie. Ce faci cu oamenii ăștia amărâți care n-au unde locui? Înțelegeți ce vă spun? Aici era o treabă de guvern, ca domnul Ciolacu să înțeleagă, și jur, iar mă duc peste Ciolacu, să-i arăt filmările și să înțeleagă că cu 10.000 de lei nu se poate. Și o să ridice din numeri și o să spună, trebuie să-și facă asigurare. Păi voi ați auzit aici că oamenii ăștia trăiesc dintr-o muncă de pe zi pe alta? Oamenii ăștia au plecat în străinătate, cum e Răzvan și sora lui, să-și facă ceva, tot ce a fost aici. Să ceva, nu cum spune lumea, că am plecat și nu mai venim acasă. Eu am mai stat de vorbă cu cineva care ne-a spus și ne-a bătut obrazul într-un mod în care nu avea niciun drept și s-a oferit în punctul de a ajuta familia Mirea, legat de tot ceea ce se vede aici. Așa? Întrucât mi s-a bătut obrazul că noi, eu, Mirea Răzvan, Mirea Ștefan și Mirea Irina din Italia, nu avem niciun drept la ajutorul pe care consătenii, pe care toți ceilalți l-au oferit în numele, în favoarea, sau cum se spune, în ajutorul Așa. Familiei Mirea. Întrucât noi am fost plecați și n-am fost prezenți în momentul exploziei. Și am spus, dragilor, voi uitați că noi suntem moștenitorii lui Mirea Marian, decedatul, e tatăl nostru. În halul ăsta au început să vorbească oamenii de aici, că n-aveți dreptul să voi să primiți, că n-ați locuit în țară. Exact, că au dreptul doar fetele. Cât de nenorociți sunteți, băi, nenorociților, care spuneți așa ceva. Și încât am spus, voi uitați că pe noi ne cheamă Mire și unde vă duceți să întrebați. Și tot ce e făcut aici e făcut din munca voastră. Nu că noi ne-am stabilit, noi nu suntem stabiliți nicăieri, nu avem acte de, cum se numește? Nu mai zi, noi taci. Am venit, nu, taci. A rămas. Și suntem, e casa noastră, aici am venit. Da. Casa noastră. Bun. Ne-am dus să aducem un deci bani, voi să aducem... v-ați dus să munciți și să aduceți un ban acasă și să refaceți un pic din temelii. Am înțeles. Încă deci, pe... oameni buni, și știți pe ce vorbim? Ne trebuie... deci numai la el îmi trebuie, cred că, 100 de mii de euro să refac ce a avut aici. Nu mai vorbim când discutăm de mobilă, de centrală, de... Despre ce vorbim, Adrian? Cu sube de terapeută. Păi n-am vrut să-mi pun o centrală la 200 metri pătrați și mi-a cerut 10.000 de euro. Tu vorbești serios? Da. În halul ăsta am ajuns? Da. Eu
sunt, astea sunt prețurile. Deci, dacă vorbim în centrală, știu eu, cu sistem de încălzire, cu radiator... Deci dacă mă mai luați cu Putin, să mor dacă nu-i fac scrisoare lui Putin, să trimită el bani oamenilor, că văd că România nu e în stare să trimită bani oamenilor, statul român. Da, poate rușii se... da, poate ambasada Statelor Unite ale Americii, poate totuși ar dori să se implice aici. Că văd că România nu e în stare. Hai să solicităm tuturor țărilor din UE, Americii, Rusiei să se implice, să ne ajute. Că nu, statul român este incapabil. Cum să dai 10.000 de lei? Domnul Ciolacu, dumneata... Nu, dar pe cuvântul meu, îi trimit filmările. Părintele ăsta ai făcut cu banii mei. Casa e ridicată de mânuțele mele. Și-a lui tata. Noi ne-am ocupat aici. Noi ne-am zbătut să facem ceva. În tot ce a fost. Tot ce a fost, noi n-am putut, nimeni altcineva. Întrucât să-mi bat apropo că nu am niciun drept acolo. Cine ți-a zis mai, Răzvane? O să vă spun, doamnă, eu am fost cu rușine față de lume și nimeni din toată comuna asta nu poate să mă arate cu degetul, vă spun sincer. Eu nu m-am legat de nimeni și n-am făcut probleme și nici măcar nu am jignit. Da, apropo, cred că ar trebui să scrieți toți, intrați pe pagină la ambasada Ucrainei. Avem nevoie de la ucraineni de ajutor, așa cum noi am ajutat, rog ucrainenii să ne ajute și ei pe noi. Vă rog frumos, intrați pe ambasada Ucrainei și solicitați ajutor pentru cei de la Crevedia. Haideți, vă rog frumos. De ce? Este o calamitate, un dezastru, e mai rău ca după război. De fapt, arată ca și la ei pe acolo, așa că și noi avem acum nevoie de ajutor. Da? Despre ce vorbim? Inima, gena. Da, zici că e Hiroshima, pe bune. Înainte de 89, când erau calamități, și-au și scoțimit armata. Și mai zis armata. Care armata, Adrian? Care armata? Aia de care își bat joc ăștia și îi acuză că au salarii mari, când cei mai multe au unii generali. În rest am văzut eu, mi-au adus oameni. Doamna Diana, apărați-ne și pe noi. Uitați-vă, am 3.000 de lei salariu. 3.000 de lei NATO, sau pensia. Ce iau ăștia de la NATO salariu? 1.000 de euro. 1.000? Cei de la NATO sunt întreținuți cu 1.000 de euro pe zi de statul român. 1.000 pe euro pe zi, deci 30.000 de euro pe lună ar însemna, da, un singur. Iar aici ar fi salarii la 3 salariați în această structură militară NATO. Deci, despre ce vorbim, nu? Cum? Asta e. Adică... Nu mai vorbim că nu mai e gard. Gardul trebuie refăcut din temelii, da? Deci nici gard nu mai au. Știți cât costă gardul? Vă spun eu, am făcut eu un gard la un moment dat, dar în urmă cu 15 ani. Doamne, câte mii de euro m-a costat. Doar să trag o plasă nenorocită, să-mi pună niște stâlpi din ăștia și nu să fac jos fundație de beton. A fost băgat unul. Și au fost sudat și turnat. Da, văd. A fost din sudură, la rup, din sudură de la, păi, de la explozia care a fost. Uitați-vă și dumneavoastră. Poarta asta a fost pusă la punct. Dacă a rupt-o din sudură de jos... Nu mai faci așa, că mai se duce naiba și asta. Ce facem, Adrian, aici? Ar trebui românii să se mobilizeze, pentru că de la Ucraina e o glumă, nu o să vedem nimic de la guvern. Bineînțeles că e o glumă, e satir, așa e. Ceva. Eu mizez totuși pe solidaritatea oamenilor. Eu mi-amintesc că în comunitățile mici rurale există obiceiuri că atunci când doi tineri se căsătoresc, contribuia tot satul prin mână de lucruri, prin bani, se ajută care pe cei doi tineri. Care sat? Cel care era odată, ca să-și construiască o casă. Acum, sigur, nu e aceeași situație, cu punct și virgulă, dar dacă oamenii ar fi solidari în această localitate unii cu alții, ar trebui să se unească și să vadă fiecare cu ce poate. N-auzi că urlă la el că el nu e de aici și că a plecat în străinătate și că nu merită nimic? Asta ne mănâncă pe noi români, această invidie nenorocită care nu știu unde să ne ducă. S-a răspândit ca un cancer. Oamenii ar trebui să fie uniți, să vină, să ajute, să pună mâna. Dacă fiecare pune câte un pic, măcar o zi de lucru, ce ar fi? S-ar rezolva foarte mult. Astăzi au venit cei de la Cuceau și la primărie. Și m-am dus și eu, pentru că m-au spus, băi, du-te și vezi că acolo se întâmplă ceva. Și m-am dus să vedem ce se întâmplă.
Am ajuns acolo, am întrebat, scuzați-mă, a strigat pe numele Mirea Valentin Răzvan, Mirea Marian, Mirea, nu știu, ceva care să-mi aparțină decedatului Mirea Marian, și a spus nu. A spus bine, am așteptat și într-un final am întrebat. Și a spus, păi știți că dumneavoastră, în fapt, nu aveți dreptul. Eu cred că fetele și Mihaela au dreptul acolo. Și am spus, scuzați-mă, dar eu de ce nu am dreptul? Că și eu sunt fiul lui Mirea Marian, decedatul. Mă cheamă Mirea. Și a spus, pentru că tu ai fost plecat și n-ai fost acolo în noaptea exploziei. Poftim? Spus, doamnă, ce legătură are? Așa mi s-a spus, că noi n-avem dreptul pentru că am fost plecați și am venit a doua zi. Păi asta e o minciună, înseamnă că ajutorul tău e luat de altcineva. Da. Haideți să vă mai spun ceva ce am aflat. Aici, prin Crevedia, terenurile sunt foarte scumpe. Ia ghiciți voi cine cumpără în Draci cu 3 lulele, 3 surcele, terenuri, cu ajutorul domnului primar. Există un fost ministru al agriculturii care se urla de pe, de, nu pelican, cum sunt ăia, cum se numesc? Papagalii venea să zică. Nu, papagalii. Cormorani. Cormorani. Care are o fată. Vreau să-i solicit domnului Petre de aia să ne comunice dacă este adevărat că fica lui deține enorm de mult teren în Crevedia. Ca să nu fac eu investigații. De solicit să mi se comunice dacă fica dânsului este adevărat din ceea ce mi-au spus oamenii aici că este deținătoarea celor mai multe terenuri din Crevedia cu ajutorul acestui primar. Da? Îmi permiteți? Hai, da, te rog frumos. Ăsta e terenul care v-am spus că până și terenul a produit. Până care? Terenul l-a luat aici. Ăsta din spate. Ăsta e terenul tău? Ăsta este terenul nostru de la părinți, de la strămoșii noștri. Și cine ți l-a produit? Și toată lumea știe. Primăria. Primăria. Cum? De când e ăsta? De când e primarul ăsta? Nu, primarul din urmă, Chiriac. Așa, ce a făcut Chiriac? Terenul ăsta cum vine la toată lumea, parcelele, cum vedeți, vin un colț. Așa. Pe lângă Falcon, pe lângă nucul ăla și se închide aici. Așa. În spatele meu, după nucul ăsta, da, are loc cineva care, în momentul de față când s-a făcut șmecheria, lucra în primărie, doamna avocat. Lucra în primărie. Iar terenul lui, nu știu dacă are mai mult de 7-8, nu știu dacă are 9 metri de deschidere. Întrucât bunicii mei nu au știut și nu i-a dus mintea ca să facă intabulare sau cum se numește. Pe o știau ei așa ceva. Pe tot pământul, da. Dar l-aveau la rol. L-aveau la rol, toată lumea știe, toți care sunt, că sunt mulți bătrâni care încă trăiesc de când era... Așa, și ce le-au făcut? Și l-au făcut pitit imediat, până când s-a auzit într-o zi, a venit un domn cu ăsta de măsurat. Cum se numește? Cadastrist, inginer. Da? Și tata l-a întrebat, ce faci, domne, aici? Și a zis, păi măsor pământul lui Pițurcă. Așa se numește domnul care are... Corect, Giovanna Alecu, vor să le ia terenurile oamenilor. Așa este. Și tata atunci care mă Pițurcă? Că Pițurcă e în partea cealaltă. Ăsta e pământul meu, dar aici și costă pe pământul meu. Atât că mai avea un pic să ia la bătaie. Și când a venit Pițurcă, s-a întâlnit cu el, că eram de față, l-a întrebat, băi, Pițurcă... Care Pițurcă? Să nu se fie confuzie cu fotbalistul. Nu. Pițurcă, un domn locatar din comuna Crevedia, care are pământ, situat lângă familia Mirea. Așa. Întrucât dânsul a zis, cine a zis, bă, Mariane, treaba asta, bă, că nu are nimeni. Și până la urmă mi-a luat inima în dis, m-am dus la primărie anul trecut, dacă nu mă înșel, și am cerut și m-am rugat, pentru că poate nici atunci nu-mi dădea, că spunea că nu știu unde e. Eu știu unde o fi anexa, că vreau să văd anexa de pământuri. Și am văzut anexa domnilor și anexa, într-adevăr, pământul care este pământul nostru, este luat de către domnul Pițurcă, vecinul nostru de pământ. Ca să vedeți. Și uite așa... Deci te-ai trezit fără pământ, da? Da. Brav. S-a adus ăștia bătrâni, o să ne ducem și noi, am înțeles că și-a pus pământul în vânzare. Ca să poată să-l vândă, să se scape de ce-au făcut. Doamne, așa ne-a. Și tu o să pleci, nu, la un moment dat, în Anglia? Să plec, pentru că eu nu cresc. Vorbim după aceea. Nu mai zi nimic, vorbim, o să faci o împuternicere să ocupe cineva și cu asta basta. Da? Și vorbim și cu sora ta. Am înțeles. Da? Și să pot face multe lucruri. Ce s-a întâmplat? Casa voastră unde e? Vreți să veniți? Da, deci uite că mai vin oameni, pentru că noi am venit să facem o evaluare. Unde stau ei? Prima casă spate, hai, după mine. Da, doamna avocat.
Întrucât când am fost și am spus... Hai duceți-vă că suntem pe aici. Silviu, te-a uitat la Thais, e ok? Thais, e ok? Da, eu am venit cu fetița direct de la școală, asta este, dar a dormit, săraca, e în mașină și doarme. Când am fost la primărie, doamna avocat, și am întrebat de pământ și am spus că vreau pământul înapoi și cum facem, domnule primar, să-l recuperăm, mi s-a spus... Îți trebuie avocat. Da, că îți dăm pământ în altă parte. Da, bine. Nu să renunț la pământul meu, strămoșesc. Hai, lasă că... De ce? O, oh, Doamne! Să facă deschidere altei persoane, pentru că nu și-l poate vinde. Bineînțeles. Și cine l-a, cine l-a îngrădit? Noi am pus, sunt puse de mine și de fratele meu. Noi l-am pus și tata a zis să vedem cine vine și o să aibă dreptul să-l scoate civile astea de aici. Că-i dau un cap și aici îl omoră. Asta era vorba lui tata. Pe dreptate a zis. Adică te simți furat. Orice om, cât de corect ai fi când ajungi și nimeni nu-ți face dreptate, de asta se întâmplă și omul ajunge la lucruri nefirești. Și de aici? A, până aici, aici e? Până aici este, doamna. Până unde? Ne-am pus până a, ziceai tu că e în unghi. Da. Aha. Aici n-ai avut gard? Nu, nu, nu. Aici a fost agricol. Am pus cartofi, am pus... Până când? Până în ce an? Păi s-a pus până în anii trecut, să zic așa, nu prea mult, pentru că... E după... bine, e bine. Deci da. L-ai folosit, ok. Da, da. Lasă, că știu eu ce trebuie făcut. Pentru că deschiderea dânsului... Uite, amărâți ăștia au scăpat săracii, văd. Sau nu? Și lor le-a... În spate, am înțeles. Da? Am înțeles. Pentru că porțiunea lui rămâne... Deci deja vreau să spun că mă mănâncă pielea de mor de la, de la mizeria asta de aici, de arsură. Și casa lor unde e a celor care... Aici. Vreți să mergeți să nu intru? Păi nu pot să merg fără ei, eu nu intru fără proprietari. Cineva, ca să nu e nicio problemă. Fără proprietari nu intru. Am înțeles. Nu. Deci dacă vor, trebuie să vină, dar nu mai stau atâta. Bun. Nu este cineva acasă, totuși. Nu. Stai un pic, că vreau să sun... Cu Sorina ai reușit să mai vorbești? Da, am vorbit și astăzi cu el. Și? Am stat de vorbă cu el și l-am rugat frumos să mă ajute legat de ceea ce el a făcut până în momentul de față cu domnul avocat sau prim. Cine dorește să facă, să mă învețe și pe mine ce trebuie să fac, pentru că eu i-am spus, a rămas ultimul coada în care nu... Dacă ți-am spus că îți fac eu ceai. Da, hai de încolo. Bun, deci asta este situația. Este inimaginabil ce se întâmplă aici. De fapt, este exact ceea ce v-am spus eu într-un live. Își vor bate joc de toate victimele. Vor încerca să-i ducă cu zăhărelul, vor băga firma în faliment. Și dacă o să intre la pârnaie, și ce dacă? Nu, Adrian? Sigur, când e latră, caravana merge. Corect, corect. Da. Deci asta este situația. Uitați-vă și voi. Da? Uite, acolo altă casă distrusă. Da. Păi a fost chiar aici, lângă. Deci tu gândește-te că aici ăștia țineau toată strada ocupată, pentru că erau trei cisterne pe care le udau tot timpul, ceea ce însemna o posibilitate de a mai exploda o dată. Dacă nu mă duceam pe la toate instituțiile, cu domnul Chimis Șoșoacă după mine, nu înțelegea nimeni nimic. Da? Și când au văzut că gata, se intră pe fir... Șoșoacă, repede, hai, strângem tot, pac, hai, punem batista pe țambal. Așa au luat, ei aveau nevoie de ceva și mai rău, aveau nevoie de un colectiv. Ăsta e adevărul. Hai să vedem ce reușim să facem. Bun. Deci uitați-vă ce e aici. Asta este firma Flagas. Da? Să trăiești. Uitați-vă ce a rămas aici. Dacă erau niște oameni oarecare aici cu profil, noi controla vize la sânge. Bineînțeles. Se tot pe capul lor tot timpul, dar așa. Asta e la Sorin.
Da. Da, oameni buni. Eu sunt sătulă de ăștia și vă spun că se poate rezolva. Putem efectiv să-i... e aici, Sorin? Ia întreabă-i dacă vor să le pozăm, să vedem cu ce-i putem ajuta. Dacă vor, dacă nu, nu. Da. Salut! De ce nu răspunzi, mă, la telefon? Nu am niciun apel. Eu sunt la tine. Eu sunt la tine în față. Vii să vadă domnul arhitect dacă vă putem ajuta cu ceva la casa aia? Da, nu, 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 dacă ești la muncă, ok. Vorbește cu cine e aici acum? Sora, cine e? Bun, ok, atunci vorbesc cu ea să vedem dacă ne lasă. Ai semnat ceva cu flagas? Am înțeles, foarte bine ai făcut. Bine. Da, bine. Sună tu să iasă un pic, să intrăm, că eu fără aprobarea proprietarului nu intru. Da? Mersi frumos, Sorin, te pup, Doamne ajută. Să fim. Bună seara. Ați semnat cu firma Flagas? Ce proces? La pompieri. La pompieri, ce defecțiune avem, ce avarie avem. Cât au zis, că, cât la sută? Astăzi ne-a chemat la primărie, a venit domnul reprezentant al firmei, mie mi-a promis că vine mâine un domn Cristi să-mi acopere casa, că e acoperișul tot, geamurile sunt sparte și am o problemă. Care casa? Ai cu gar verde sau asta mai nu, la? E pe partea cu... Vis-a-vis? Da. A, lângă. Lângă. Hai și... să mergem. Și? Nu, o situație critică. Am soțul bolnav, are AVC. Este operat pe creier. A, de dumneavoastră cred că mi-a zis părintele. Da. Hai să vedem. Vă spun sincer, cu sinceritate vă spun, nu pot pleca. Astăzi am fost și la poștă să plătesc și o lumina pe card. Am venit la primărie. La primărie a zis că eu nu-s trecută la Crucea Roșie. Păi adică, nici domnul Rizea nu e, nici Răzvan nu e. Așa. Și am sunat pe domn primar și am spus așa, da, de ce eu nu sunt? Adică eu nu beneficiez de ajutorul care trebuie să ni se dea și casa mea e avariată. Păi nu știu că nu aveți proces verbal cu pompierii, păi cum să nu am? Nu știu ce să cred. Păi le ia altcineva, doamna, în locul noastră. Și după aceea am sunat pe domnul reprezentant, pe domnul Valentin Iancu și mi-a spus că mă sună altcineva. M-a sunat un domn Cristi și mi-a spus că nu vine mâine, că nu are lemn, nu are, și păi vine poi mâine. Și l-am rugat, l-am implorat, i-am spus, domnule, vă implor. Doamne, dumneavoastră, sunteți victimă, cum să implorați criminalul? Nu-l implora, nu vă mai purtați așa cu ei. Vorbiți-le dur, doamnă, că ei v-au omorât efectiv, da, și v-au distrus, da, tot, nu te implorați. Schimbați-vă atitudinea, nu, da, se poate, voi victime, voi să se poarte așa cu voi și voi să vă rugați de ei. A venit a treia explozie până lângă noi, cu soțul meu sunt la drântii jos, pompierii erau pe jos, Dumnezeu m-a ajutat singură la ridicat. Pompierii erau pe jos? Da, păi la suflu care a venit și l-am ridicat pe soțul meu. Mi-a dat Dumnezeu putere și apoi a venit pompierii și m-a ajutat, a luat unul din braț, unul din braț și eu i-am luat fotoliu și ne-a dus la parcul de mașini cu partea dreaptă. Și seara, la ora 12 noapte, am sunat băiatul soțului și am zis, Cristi, mămica, ești în țară? Zice, da, tante Elena, ce s-a întâmplat? Mămica vino la Crevedia, a sărit GPL-ul, n-a ieritat, s-a speriat, a căzut și a venit băiatul, ne-a luat la 3 noapte. Doamne, când îl sunați, îi spuneți, doamne, dacă mâine nu ești, eu îți chem presa. Și nu-i semnați nimic, doamnă. N-am semnat, n-am mai semnat decât procesul verbal. Aia altceva, de la pompieri așa, nu le semnați absolut nimica, pentru că își bat joc. Este inacceptabil ce fac. Două secunde să filmez aici la Sorin și... Da? Și vin și la dumneavoastră. Două secunde. Bună. Venim să facem poză? Da? Hai.